Gata, semnare te ajută la așa ceva. Linia mijlocie jumătate și este spectaculos, foarte interesant. Mai ții minte că am vorbit de bisectoare, ci de bisectoarea unui unghi. În afară când parte unghiul două părți, ce rezultate am descoperit data trecută? Că era jumătate. Bisectoarea unui unghi. Era ceva interesant, am făcut teorema aceea bisectoare și am spus când zici bisectoare, când ne deschizi gura și zici bisectoare în afară, când parte unghiul în două, era și rezultatul ăsta spectaculos. Era ceva cu proporționalitate. Era ceva cu o proporționalitate, dar cu cine? Cine, ce și cum proporțional? Ia de bisectoarea. Ia un triunghi, duci și bisectoare și poate ți amintești că trebuie să ținem cu niște rezultate acestea pe care le obținem, să le punctăm foarte bine, că na, e munca noastră. Și le trebuie să avem achiziții pe care nu le mai uităm niciodată. Nu trebuia să iei triunghi social, trebuia să le iei mai aiurea, cât mai ai aiurea, că altfel duci bisectoarea să suprapune peste și înălțime și median și mediatoare și nu prea e corect. Deci un triunghi aiurea. Așa. Duci bisectoarea. Am spus la când în momentul care ajungi bisectoarea, rugămintea mea spui prin două arce, unul mai sus și unul mai jos. Nu un singur unghi să împarți în două. Că e un singur arc acolo, nu se vede. Da. Așa? Așa, ce greu. Ca să vadă toată lumea, că e vorba de două arce. Ei, ce rezultat? Notăm cu I sau cu ce e notat acolo? Cu D. Ce rezultat formidabil am făcut? Am făcut și teorema, am demonstrat, a fost tot pe asemănare și eram așa încântați. Că bisectoarea este Nu bisectoarea. Bisectoarea împarte latura opusă în două segmente. Proporționale. Care sunt segmentele acelea? BD și DC. Așa. Ce? BD și DC, două bucăți, două segmente. Deci bisectoarea unui unghi împarte latura opusă în două segmente. Proporționale. Cu cine? Proporționale cu cine? Cu laturile triunghiului. Cu că laturile care formează unghiul. Da. Adică tu scrii acum BD supra, ca să fie clar. BD supra. AB. Da. Egal cu DC supra AC. Vezi? Foarte important. Deci când ori de când te duci bisectoare și asta trebuie să vină după tine. Ideea cu teorema bisectoare. Nu știi când, cum, ce fel. Am demonstrat-o, ți-amintești că am prelungit acolo. Deci nimic nu se face la întâmplare. Toate lucrurile curg, asta vreau să spun. Asemănarea am folosit toată în demonstrație cu o construcție ajutătoare. Am prelungit noi acolo, am fost două triunghiuri asemenea. A fost o problemă foarte, foarte frumoasă. Vreau să faci următorul lucru. Să insiști pe lucrurile care le-ai făcut. Adică acasă refaci încă o dată toate chestiile astea. Ca ele să rămână de bază, că dacă nu mai ne ducem din aproape în aproape și nu rămân niște lucruri pe care le-am făcut, înseamnă că nu ne atingem scopul. Vezi? Acum încep să înțelegi că dacă matematica o faci în varianta, ai făcut-o până acum în varianta aceea în care ți erau date niște rezultate și nu le știai de unde vin și vrei să le memorezi și nu azi le uitai, învățai și mâine uitai, acum e vorba de o altfel de matematică și altfel de lucrurile așezate. Dar ca să-ți rămână, observ, de ce spun aici, punctăm, le, să spunem, scoatem în evidență, spun, subliniază, acestea sunt rezultate pe care le poți aplica în alte probleme.
cu care tu trebuie să te, cum să spun, cu care trebuie să fii la zi tot timpul. Nu-ți permis să zici, ne-am învățat și nu mă mai interesează. Hai să terminăm problema și să discutăm. Am arătat paralelismul cine cu cine. De cu B, C. E, ai fructific acum că E, F și ce mai este acolo și... F, G cu D, E și mână Așa, F, G. Uite-te la F, G. F este mijlocul cui și G este mijlocul cui. Fui în mijlocul lui AD și vei este în mijlocul lui AE. Și ce se face atunci? Ce poți să spui? A, știu, AF e egal cu 1 pe 4 din AB. D'acord. Dar faptul că e mijloc, eu aici te-aș ruga, fă-i mijlocul cu ei, spus. Nu e AD, care e egal cu 1 pe 2. și faptul că fă-i mijlocul lui A, D, iar G-ul e mijlocul lui A. Înseamnă că triunghiul AFG e isoscel. E, încă o dată, fă-i mijlocul cu ei, zis. La AD. Lua D. Și celălalt, G-i mijlocului. Aia. Păi, asta fructifică. Fă-i mijlocului a D. Și G-i mijlocului. Aia. Ce poți să spui de FG? Mijlocie între unghiul AD, E. Păi, de ce am muncit mai devreme? Și FG egal cu 6 ori. Nu, valoare, nu mă interesează valoare, nu, nici nu vreau să știu ca numeric, valoare numerică. Despre FG ce este între unghiul AG, AD, E, ce este? Linie mijlocie. Și dacă e linie mijlocie, ce spui despre ea? Că doar am vorbit acum, nu? Că e jumătate din bază și paralelă cu Adică acesta. jumătate din cine? Jumătate din DE. Și paralelă cu? Cu aceasta, adică e paralelă cu DE. Vezi? Ia să scrim chestia. Simplu. De-aia am muncit mai devreme, că acum să reacționăm. Deci cum redactezi acolo? Scriem că avem triunghiul AFG. Nu mai scrii, mă atâta scrii că e mijloc. Ca să scrii, zici că e mijloc, cum zici? Fie F în mijlocul lui Nu, nu fie, este din ipoteză. Asta înseamnă că îi spui există. cum A e congruent cu sau ce este acolo. Cum A... Nu, cum F e mijlocul lui AD și... Adică F e mijloc e cum scrit matematic. A Cum F congruent cu F. asta mai. Și dedesubt. Și AG congruent cu GE. Da. Acolo din cele două, pur și simplu, rezultă că Rezultă că FG e linia mijlocie. Așa scrim. FG, linie mijlocie. în triunghiul ADE. Așa. Linie mijlocie în triunghiul ADE. Și atunci rezultă că Rezultă că FG congruent cu DE. FG congruentă paralel. Așa, făcut congruent cu paralelă cu De și mai rezultă că făgă egal cu FG egal cu DE pe 2. DE pe 2. Și egal cu 6 pe 2 egal cu 3. Nici nu mă interesează, dar pe mine m-a interesat. La sfârșit o să vedem. Dar asta e fantastic. Deși ai arătat până acum că FG asta, așa cum se cheamă, FG, e dar paralelă congruent cu cu, DE. ia scrie așa, FG paralelă cu DE, da? FG paralelă cu DE, iar DE am demonstrat mai înainte, DE era paralelă, Cu BK. scrie acolo, DE paralelă cu BK, acolo din cele două, astea trei sunt paralele între ele, adică vei putea spune că, Rezultă că FG da? paralelă cu DE, paralelă cu BK. Corect. Ce ceream? Să arăt că acele sunt paralele între ele, nu? Nu, trebuie să arătăm că FG e paralelă cu DE, care e paralelă cu MN. Păi, deocamdată ai arătat paralelismul a două dintre ele. Da.
mai rămâne pe mână să-l prinzi. Că tu ai arătat că fâgâi parele cu cine ai arătat? Cu dâie. Nu ai, n-ai arătat că fâgâi paralelă cu dâie? Ba da. Și n-ai avea așa ceva? Ba da. Aveai, nu? Da. Și acum... Trebuie să arătăm că sunt paralele cu mână. Și paralele cu mână. Și după aia la bâine cere... Și valoarele lor acolo. Da, asta e... Că mână și fâgă. Pe da. Fâgă deja am aflat-o. Da. Totul e... Dar nu te duci, termină paralelismul, te ești punctul A. Dar la punctul A mai ai, ce mai ai de arătat? Ia uite-te tu, ce mai ai de arătat la punctul A? Că... Băcâie paralele cu mână. Băcâie că para... putem să arătăm că oricare din astea trei paralele cu mână. Asta, cu oricare din alea trei paralele cu mână. Și dacă ai arătat și pe aceea, gata, ai problema. Așa, să folosești mijloace, dar dacă nu ai, dacă cumva nu ai, atunci te duci. Că ai folosit asta cu mijloace, ți-a ieșit foarte bine, dar probabil că nu mai ai de acum încolo. Hai să vedem. Trebuie să vezi acolo. Știu, cred. Te rog. Este inițiativa ta, te rog. A, nu, nu, nu. De ce nu, nu, nu? Când voiam să zic că avem triunghiul A, M, N. Da. Și care triunghi? Avem triunghiul A, M, N și era de linii mijlocii, dar nu -i. De ce să nu fie? Deci, în A, M, N, nu păi este mijloc, nu, nu, așa este, corect. Atunci, triunghiul A, M, N, cu care triunghi să lei ca să te duci pe eventual cu un caz de proporționalitate? Caz cu... A, D, E. Merge și așa. Dar sau cred cu că... Sau cu A, B, C. Sau cu A, B, C. Deci fie spre comparare, triunghiul A, M, N, dar formează-ți ideea. Nu, să vezi dacă tu te duci pe... A, M, N, N, cu A, B, C. Ce poți să spui despre cele două triunghiuri? Că... Ce-au? Unghiul A. Comun. Da. Și acum trebuie să neapărat te gândești la laturile care formează unghiuri respective, adică e vorba de AMN, între unghiul AMN și de ABC, dacă poți să prinzi că AM supra tot AB, AM supra tot AB ar fi egal cu cine? Cu AN egal cu AN AN supra C. Asta trebuie, laturile omologe, ca să duci în cazul de asemănare, au câte unui și laturile omologe proporționale. Am cât ar fi? Câte segmente sunt? 3. 3 și A, B? 4. 3 4. Pe 4. 3 pe 4. Dincolo? Tot 3 pe 4. Și gata, valoarea raportului este aceea și atunci îți permis să scrii și conform cazului de asemănare, acela cu cazul întâi, parcă că au câte un unii și laturile da. Care își formează proporționale, gata ești. Și de acolo va reși că poți continua cu șirul de rapoarte, în care vei băga pe MN supra BC. Deci să zicem, fie triunghiurile. Triunghiul AM, N și ABC. Da. Avem unghiul A comun. Da.
am supra ab. Așa. Prinde de sub am supra ab. Egal cu 3 pe 4. Da. Și respectiv. Și a n supra c. Da. Egal cu 3 pe 4. Egal cu 3 pe 4. Din cele două îți permis să scrii că ai egalitatea celor două. Și din toate astea rezultă cazul 1. Nu, deocamdată îți permis doar egalitatea. Adică ce egalitate îți permiți? AB. M supra AB egal cu A. Așa. Mai, când prind și pe asta. Păi de... am prins. Ai prins tu, dar ai forțat mai din cele două, fiindcă 3 pe 4 unul și 3 pe 4 celălalt, rezultă egalitatea asta, da? AB supra AM egal cu... Și din asta rezultă... Și mai adaugi și unghiul comun, așa, acolo, dar ai făcut-o deja, bănesc, nu ne-am fost atent. Da. Așa, rezultă conform cazului... 1. Da, conform cazului de asemănare, rezultă că triunghiurile luate în discuții sunt asemenea, adică scrii chestia asta, că triunghiul... Amână. Da. Asemenea cu ABC. Da. Și fiind asemenea, poți continua cu șirul rapoartelor? Adică... Pui și al treilea raport, adică am... Cât era? Am mână, supra... mână supra BC. Da, mână supra BC, nu-i bine... Trebuia să scrii astea două, le scrii și continui egal și cu mână supra BC. Așa. Ai înțeles? Adică lângă da, cele da. Două pui și pe al treilea. Că tu n-ai avut motiv să-l pui pe al treilea. Acum din asemănare și încă ceva mai poți adăuga. Nu numai unghiul ai comun, ci și unghiurile de desubt. Care unghiuri? Unghiul M cu B și unghiul așa. M cu B. Așa. Unghiul M. B. Da.